Superliga vă este oferită de Superbet. Centrare, reluare foarte bună a lui Dobrosavljević. Ataca în planul și era să înscrie. Vârsă pentru Țicu, Țicu este întâmpinat de Tofan. Reușește centrarea care n-arată rău, paradă fabuloasă a lui Straton. Acțiunea rămâne. Controleze însă Ișvan. Irobiso. Cu noroc, mingea sare la Grozav. Ocazie importantă din nou. Și gol fabulos marcat de Nicu Grozav. Trimite în vinclul porții lui Straton. 1-0. Mult noroc, totuși, pentru ploieșteni. Din contra lui Dobrosavljević la Irobiso, mingea a sărit la Grozav. Dar ce face Grozav? Este fantastic. Preluare perfectă și un șut imparabil. Chiar dacă a fost pe colțul portarului, așa ceva nu se poate apăra. 1-0 Petrolul. 6 oameni de la FC Argeș în careu. Dă direct pe poartă Ișvan. Este atent însă vâlcă care ar fi putut crea mai mult pericol. Mezzacoli, de la distanță, Vâlceanu surprins. Ai Constantin. Foarte bună combinația între Bertrand și Latovlevici. Dribling extraordinar, centrare, Huja. Se cere penalti de văzut, dacă nu cumva Huja. Din acest unghiu. Cam scurtă execuția. Alseus. Alseus are cartonaș galben și este eliminat. S-a terminat totul pentru FC Argeș. Cei de la FC Argeș e puțin probabil să termine în efectiv complet. Intervenție inconștientă. Ăsta este cuvântul. Atunci când ai cartonaș galben. Aici este o pătrundere bună a lui Bratu. Bratu, fentă extraordinară și se dă penalti. Nu sunt convins. Nu sunt convins. Să vedem. Înainte de a fi lovit de Rainov. După părerea mea este simulare. Este în cădere mult înainte de a lua contactul meci din Liga Secundă. Petrolul Acu Arad 2-0.